Problema încălzirii în școli continuă. Data pronunțării în procesul privind legalitatea tranzacției prin care un tronson al rețelei de termoficare a trecut din proprietatea Estar Distriterm Zalău în cea a firmei Estar Budapesta a fost amânată pe joi 24 octombrie. Anunțul a fost făcut de primarul Radu Căpâlnașiu în cadrul unei conferințe de presă. Legat de procesul care trebuie să aibă loc astăzi și îmi spune că s-a amânat pronunțarea pentru data de 24.10, joi. Pronunțarea, deci, e normal că trebuie să facă dezbatere. Și asta este situația la ora actuală. Deși autoritățile au făcut nenumărate demersuri pentru a rezolva problema cu încălzirea în instituțiile și locuințele racordate la sistemul centralizat de termoficare, problema continuă să persiste, iar frigul de afară se întețește pe zi ce trece. Nici vizita pe care au făcut-o la Budapesta cu 3 săptămâni în urmă nu s-a dovedit a fi utilă. Autoritățile au mers în Ungaria în speranța că vor reuși să îi convingă pe cei de la Estar să dea în chirie rețeaua de 10 km de conducte, fără de care nu se poate da drumul la încălzire în școli, în instituțiile publice și la cele 200 de apartamente rămase racordate la vechiul sistem. S-au întors însă, la fel cum au plecat, fără niciun rezultat. Autoritățile locale și-au pus toate speranțele în câștigarea procesului de pe 24 octombrie de la Curtea de Apel Cluj. Dacă rețeaua va trebui cumpărată, nu se pune problema banilor, întrucât aceștia sunt pregătiți, însă, potrivit primarului Radu Căpâlnașiu, nu se poate efectua plata până când nu se știe sigur cui aparține de fapt rețeaua.